Bună ziua! Voi expui niște exerciții pentru zona lumbară. Mai întâi se începe o fricțiune pe zona lumbară pentru a încălzi inflamația, da? Se pune picior peste picior. Facem un stretching cu podul palmei. Facem fricțiune pe zona sacrală. Atenție, fricțiune, nu masaj. Și cu fricțiune încălțim cum începe să încălzească. Facem așa vreo 15-20 de secunde. Pe urmă facem partea interioară a pumnului, fără să brutalizăm, împingem înspre coccis. Același lucru facem și în partea asta altă, da? Picior peste picior, traiași de genunchi și face aceeași fricțiune, nu se vede, da? Nu mai insist. Pe urmă să prezint 4 exerciții. Stăm pe spate, mâinile pe lângă corp, picioarele îndoite, un genunchi la piept, împingem în tot la 45 de grade de vârf, înapoi la piept și jos. Asta este primul exercițiu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Faci 10 repetări. 10 cu stângul, 10 cu dreptul alternativ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Al doilea exercițiu. Este aceeași mișcare, dar cu amândouă picioare odată, da? 1, 2, 3, 4 jos. 1, 2, 3, 4. 10 repetări. 1, 2, 3, 4. După care urmează al treilea exercițiu, care este mai complicat și este din 6 timp, da? Ridicăm picioarele la piept, la fel ca al doilea, depărtăm picioarele la 45 de grade, împingem în călcâie, înapoi la piept, apropiem și jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mișcarea merge cursiv, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Facem 10 repetări și al treilea exercițiu. Urmează al patrulea, care se pute și puțin mai greu. Ridicăm picior la piept, sus, coborâm, la piept și jos. Acesta al patrulea, nu trebuie neapărat făcut de toată lumea la început, cum se poate face, da? 1, 2, tot 10 repetări. La final, repetăm de 3 ori același exercițiu. Facem partea de stretching la finalul exercițiilor, întoarcem pe o parte cu piciorul deasupra genunchiului, ridicăm la 45 de grade, punem mâna pe genunchi și împingem în partea opusă. Același lucru și în partea cealaltă. Genunchiul ridicat, întoarcem pe partea cealaltă, 45 de grade, punem mâna pe genunchi și împingem. Și asta a fost.